Bună seara, n-a fost să fie victorie nici în această seară, chiar dacă ați deschis scorul. Da, din păcate, vă dați seama că ne doream să câștigăm acest meci. Eu cred că băieții au avut o atitudine bună, poate n-am avut ocazii extraordinare, la fel nici ei nu și-au creat, n-a fost un meci poate spectaculos, dar cred că a fost un meci în care s-a alergat destul de mult și am dat într-adevăr un gol, n-am reușit să securizăm poarta și la o centrare Bălan singur în care eu acolo. Până la urmă, asta e, încercăm să ne revenim, pentru că am trecut o perioadă grea, ne doream foarte mult victoria, să ne dăm un reset, n-a fost să fie, ușor, ușor, ați văzut, au venit și jucători noi, de-abia acum îi vezi la meciurile oficiale, jucătorii noi, îi arunci în teren atunci când au două săptămâni de pregătire, dar eu cred că Zabu a intrat foarte bine. Și mă așteptam, vreau mai mult să fac ca să putem să câștigăm acest meci. N-a fost să fie. Echipa s-a retras inexplicabil aproape, imediat după ce ați dat golul de 1-0. Nu s-a retras inexplicabil. Până la urmă, știți cum e, după ce vii după o perioadă destul de grea în care nu câștigi, ai 1-0 fără să le spună nimeni. Este această, nu știu, tendință de a face un pic pas înapoi, a bloca mai mult mingile pe care le joacă adversarul, a strânge spațiu dintre compartimente, dar nu neapărat. Am fi vrut să dăm și golul 2, desigur, dar v-am spus, din punct de vedere psihologic poate a contat acest lucru, conduceam cu 1-0. Și cred că asta a fost singurul motiv. I-am întrebat și pe băieți dacă simt un blocaj psihologic la nivelul vestiarului, au spus că nu. Păi, trebuie să câștigăm. Blocajul psihologic e că nu câștigi. Până la urmă, aici e. Trebuie să câștigăm un meci în care să putem să trecem peste această perioadă grea. Cred că este lucrul cel mai important și mergem la Rapid, mergem încrezători. V-am spus, până la urmă e un punct, jucători noi mai vin. Încercăm să integrăm și pe ei și să câștigăm. În ciuda optimismului dumneavoastră, publicul va striga demisia, iar Valeriu Iftime a declarat imediat după meci că dacă nu obțineți o victorie în Giulești, vă cam despărțiți. Da, vedem, v-am spus, o să, așa, dacă stai să asculți fiecare, normal, lumea să fie nemulțumită, pentru că așa cum poate ne aclamau pe toți în primele 5-6 etape, acum e normal, când nu sunt rezultate, desigur, lumea vine la stadion, își exprimă necazul sau bucuria și vedem, vom avea săptămâna aceasta, o să vorbesc și cu conducerea, vedem despre ce e vorba și vedem după aceea. Simțiți că puteți totuși să câștigați în Giulești? E și presiunea publicului acolo, un meci dificil, o echipă pe bal. E o atmosferă frumoasă până la urmă. Joci cu o echipă bună, o echipă care joacă fotbal, echipa de pe primul loc, trebuie să-ți dorești să câștigi împotriva unei echipe bune. Indiferent publicul, dar publicul este, atmosfera este frumoasă și pentru noi, cei care vin în Giulești, nu numai pentru cei care joacă pentru Rapid. Deci trebuie să ai bucuria de a juca fotbal. Deci decizia în ceea ce privește viitorul dumneavoastră o va lua exclusiv Valeriu Iftime, nu? Da, vom discuta. Acum mă întrebați, vom discuta, vom vedea ce se întâmplă. Nu, v-am spus, nu asta e neapărat problema. Cu siguranță vom avea niște discuții. Încercăm încercăm să câștigăm primul meci. Primul meci e cel mai important după o perioadă grea. N-am reușit astăzi, din păcate, și sper să facem data viitoare. Mulțumesc. Mersi.